Meme Stoica a vorbit despre Helmut Duckadam, acesta afirmând că era singura persoană pe care a auzit-o să spună mereu adevărul. Când intri și vezi fotografiile cu Helmut și auzi și vezi imaginile de la Sevilla, nu ai cum să rămâi impasibil. De piatră să fii și tot nu poți. Tragedie mare. Echipa făcuse refacere și am vorbit să mergem toți, înțelegând că astăzi este singura zi în care putea să ne luăm rămas bun de la Helmut, până și jucătorii străini erau marcați. Eu am avut ocazia să particip la foarte multe întâlniri cu conducătorii echipelor pe care le-am întâlnit în Europa. În momentul în care îl prezentam pe Helmut, oamenii nu mai puteau să fie atenți la altceva. Pentru că stăteau la masă cu portar de cartea recordurilor, care a apărat în finala Cupei Campionilor 4 penaltiuri. Nu a fost doar eroul de la Sevilla. A fost un om de o sinceritate dezarmantă. Nu cred că a existat vreodată un moment în care să spună altceva decât ceea ce gândea. Într-o lume ipocrită, lumea din care facem parte, a fost singurul om pe care l-am auzit tot timpul spunând adevărul. Chiar dacă la un moment dat deranja. Ăsta a fost Helmut Duckadam. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.